Vă invit cu respect să deschidem Scriptura la pagina 924, Evanghelia după Matei, capitolul 2, voi citi primele 12 versete. 924 în Sfânta Scriptură, Matei 2, de la 1 la 12. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că a venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua de răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă, decercetați cu geamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce a ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când a văzut ei steaua, n-a mai putut de bucurie, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-a închinat. Apoi și-au deschis vitrinele și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă a fost înștiințat de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Ierod și s-a întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Vreau să mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră aceasta. Mulțumesc tuturor la care sunteți prezenți aici. Dar cu ocazia aceasta mulțumesc și celor care ne-au vizitat în noaptea aceasta și ne-au lăsat să dormim. Seară, una din surorile de cei din biserică mă întreba: frate Iulian, te-am văzut obosit, n-ai cântat. Sigur, am fost obosit, am venit de la muncă. Acum sunt iar obosit și vreau să vă întreb, mă mai puteți asculta și pe mine? Așa. Hai după mine. Să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, care Dumnezeu mi l-a pus în față, ca să vorbesc câteva lucruri, frați și surori, câteva lucruri, câteva adevăruri despre nașterea Domnului. Nu vreau să vin în fața dumneavoastră cu ceva nou, că nici n-aș avea cu ce. Ce nou v-aș putea aduce? Tot ceea ce am gândit eu să vă spun, în dupămasa aceasta, vă spun sincer, înaintea Domnului, s-a spus aici. Tot ceea ce gândeam eu să spun și mi-am notat câteva lucruri, s-a spus aici, prin cântare, prin poezie, prin mesajele care au fost, la timpul de rugăciune. Ce aș mai putea eu să vă spun, frați și surori? Aș vrea să vă aduc aminte doar de câteva adevăruri. Scriptura spune, în Geneza acolo, a făcut Domnul o promisiune și a trecut 4.000 de ani de când a spus Domnul că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. A trecut 4.000 de ani. 4.000 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Și a venit vremea, așa cum spune în Galateni, capitolul 4, cu versetul 4, spune că l-am primit la împlinirea vremii. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Uitați, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut cu rege. Era un timp. Apoi dacă vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, în nume, în capitolul 24, cu 17, vorbește acolo despre steaua lui Iacov. Spunea că îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire din se ridică din Israel. Iată altă profeție. Dacă mergem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Deuteronom, capitolul 18 cu 18, spunea Domnul prin Moise că din mijlocul vostru, dintre frații voștri, vă voi ridica un proroc. De el s-a ascultat, uitați, de voi ridica și în mijlocul fraților lor un proroc ca în tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu.
Despre cine vorbea cuvântul lui Dumnezeu cu mult ani înainte? Despre Hristos Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă spun, frați și surori, următoarele adevăruri. Acestea care au profețit și încă câteva lucruri care, tot din cuvântul lui Dumnezeu, nașterea Domnului Iisus Hristos a pus totul în mișcare. A pus totul în mișcare, frați și surori. Gândiți-vă dumneavoastră, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu pentru câteva misiuni speciale, printre care și să se ducă la Fecioara Maria să-i spună că va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și femeia a spus, cum se va face lucrul acesta? La început a fost timidă, a fost feriată, dar a spus, facă-se după cuvântul tău. Iată ce mesaj minunat. Apoi, un alt lucru, am spus că toate lucrurile, tot ceea ce la nașterea Domnului s-a pus totul în mișcare, se dă o poruncă de către Cezar August să se înscrie tot. Ia prin și pe Iosif și pe Maria, că ei nu erau de acolo, din acea cetate, erau din altă cetate. Și porunca aceasta ia prin și pe ei. Au plecat spre drum, în Betlehem, pentru că acolo trebuia să se nască, că am citit în Dumnezeu aceasta, și tu, Betlehemie, acolo trebuia să se nască Hristos Domnul. Totul a fost în mișcare. A trebuit să meargă Maria și Iosif, din cetatea lor, Nazaret, să meargă în Betlehemul din Iudeea. De ce toate lucrurile acestea? Pentru că așa a rânduit Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi îngerii coboară, prima dată un înger, deasupra Betlehemului și avizează pe păstori. Nu vă temeți, nu vă temeți, că vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Apoi, spune că o oaste îngerească s-a prezentat din nou împreună cu acel înger și a început să strige slavă în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce mesaje minunate! Totul a fost pus în mișcare. Păstorii au început să-și părăsească turma, să meargă, să vadă ce este. Ce este? Ce se întâmplă? Spunea sora Juji și recita poezia și spunea din cuvântul lui Dumnezeu. Au mers și au văzut, tot ceea ce au văzut era exact cum li se spusese. Că veți vedea un prunc născut, înfășat în scutece. Așa a fost, frați și surori. Totul a fost pus în mișcare la nașterea Domnului Iisus. Apoi am citit după masa aceasta, astrele cerului au ieșit din matca lor, au ieșit din ceea ce trebuiau. S-a născut o stea, a apărut o stea. O văd cei din răsărit, merg pe urmele stelei, acelei stea, și ajung la Ierusalim. Se gândeau ei, în concepția lor, sau în preconcepția lor, unde se putea să se nască un împărat. Unde este împăratul de curând născut a iudeii? Că noi am văzut steaua răsărit. Și de ce am venit? Am venit să ne închinăm lui. I-a pus în mișcare pe acești cercetători, pe acești magi. Spune că Irod, aflând cu înfrigorare lucrul acesta, că s-a născut în un împărat, s-a sculat de pe tronul lui. Și-a dat ordin să se caute, să se vadă. Dă ordin. Vedeți, căutați cu deamănuntul. Unde s-a întâmplat acest lucru? Că vreau să știu și eu. Vreau să mă închin și eu lui. Așa a spus Irod. Departe gândul acesta. Acest a fost un gând meschin. Și spune că după ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și steaua pe care o văzuse în răsărit mergea înaintea lor. A apărut din nou steaua, frate și surori. Din nou a apărut steaua. Dar împăratul Irod a început să caute și să cheme pe cărturari, să zică unde trebuia să se nască. Au început cărturarii să vină la ordinul lui Irod și a spus în Betlehemul din Iudeea, că iată ce spune prin profeți. Am citit și tu, Betlehem, nu ești cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Israel, că din tine va ieși căpetenile care va fi păstorul poporului meu Israel, slăvit să fie numele Domnului vecii vecilor. Totul a fost pus în mișcare. Iată și în vremea aceasta, lumea este pusă în mișcare. Am auzit în noaptea aceasta multe colinzi, multe cântări, toate pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Trăiască Domnul în vecii vecilor și să mire spaniolii, cum de noi încă mai facem lucrul acesta, încă noi mai credem în așa ceva.
Credem că Hristos Domnul s-a născut. Credem că Hristos Domnul a venit pe pământul nostru. Pentru ce a venit? Pentru ce a venit? Am notat un vers a unei cântări. Poți o cânt? Bă, dacă mă ajută vocea. Spune că pentru noi s-a iubit mântuirea. Pentru noi cel de sus s-a venit. Pentru noi s-a iubit izbăvirea. Pentru noi cel de sus s-a venit. Pentru noi s-a iubit izbăvirea. Pentru ce a venit Hristos Domnul? Pentru noi, pentru mine și pentru dumneata. Slăviți să fie numele Domnului. La împlinirea vremii, frați și surori, a fost o vreme când Dumnezeu Tatăl din cer a pregătit totul cu atâta minunozitate, cu toate detaliile. Și mă gândesc că în vremea aceasta, frați și surori, în vremea aceasta, când vrea cineva să scoată în evidență ceva, când vrea cineva să facă o popularitate, atâtea reclame se fac. Dumnezeu n-a făcut la Fiul Său nicio reclamă, nicio reclamă. Și noi trăim astăzi sub emblema aceasta a reclamelor. Dacă facem o evangelizare, trebuie să anunțăm și să invităm pe oameni, să-i chemăm, să vină. Dumnezeu Tatăl din cer a ținut toate. Toate, pentru că Scriptura vorbea despre toate lucrurile acestea, ca o să se întâmple, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. A venit Iisus Hristos, Domnul, ca să ne cucerească cu puterea dragostei sale pentru cer, pentru sine, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. De aceea a venit Domnul, să ne cucerească cu puterea dragostei sale pentru cer, pe mine și pe dumneata. Nu te bucuri de lucrul acesta, frate și soră? Să ne bucurăm de lucrul acesta. A venit să ne înțeleagă, voia să ne cunoască în toate detaliile existenței noastre. Să ne înțeleagă cine te poate înțelege mai mult ca Hristos Domnul. De multe ori poate nu te înțelege soția, așa cum nu l-a înțeleg nici pe eu. Poate nu te înțeleg frate, nu te înțelege comitetul, nu te înțelege cel din stânga și cel din dreapta. Vreau să spun, este unul care te înțelege, este Hristos Domnul, că de aceea a venit. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. A venit să ne cucerească cu dragostea sa. A venit să ne înțeleagă cu nimeni alții nu ne pot înțelege. Hristos Domnul ne înțelege și te înțelege și pe tine. Slăvit să fie numele Domnului. A venit să trăiască El însuși istoria fiecăruia dintre noi. El s-a cotobit în noi. El a venit să trăiască aici. Vreau să vă spun și să nu mi-o luați în nume de rău. S-a născut la țară, frașiturilor, Hristos Domnul. Într-un sat neînsemnat, când au copii, din Iudeia, acolo s-a născut Hristos Domnul. Pentru că și acolo, la țară, copilăria a fost grea pentru el. Ca să știe că eu, dacă sunt la țară și dumneata, dacă ești de la țară, să vină în ajutorul dumneata, de slăbit și binecuvântat să fie numele Domnului. Cine poate să înțeleagă toate lucrurile acestea decât unul care a crescut acolo într-o familie săracă, cu Iosif la tâmplărie, să te întrețină familia. Așa a crescut Hristos Domnul. Nu ca unii din copiii noștri, care la oraș nu mai știu altceva decât la Mercadona, la alte magazine. Este lapte de acolo. Dar de unde vine laptele acela? Am fost în anul acesta, v-am mai spus, am fost și în Nepos și am văzut toate meleagurile acelea. Și vreau să vă duceți cu gândul fiecare, că ați fost acolo și ați trăit printre grii acolo. Ați fost și ați umblat pe dealurile acelea, cu coasa, cu sapa, cu furca, să vă adunați motrez pentru animale. Cine știe toate acestea? Voi care ați trăit acolo. Cei de la oraș nu știu lucrurile acestea. Vreau să vă spun că între alți nepoți care avem și noi, am unii care sunt plecați în Statele Unite de mult timp. Unii acolo au crescut. Și când vin la țară, așa cum mergeți dumneavoastră, când merg copiii noștri, vin la țară, a venit una din nepoate și vinea des înainte, acum s-a căsătorit, vinea des la țară. Și știți unde îi plăcea? Acolo la vaci, în boiată, în grad.
La porci, acolo pe la găini, pe la pui, pe la cloșia cu pui, acolo îi plăcea. Acolo îi plăcea. Îi plăcea să se plece acolo. Îi plăcea acolo să stea. Pentru că la țară este ceva deosebit. De ce vreau să vă spun? Hristos Domnul s-a născut într-un sat pentru a cunoaște lipsurile, munca de timpuriu, pentru a pătrunde tainele naturii atât de intim legate de viața aceea care este de la sat. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Să sufere împreună cu ai săi, timpul ocupației romane, așa a suferit Hristos Domnul, acolo cu ai săi, cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile, a suferit și El. Să știe că atunci când suferi dumneatale, vine în ajutorul dumneatale. El este Hristos Domnul, El s-a născut. A trăit printre noi, plin de har și de adevăr, citea fratele Luca, cine după masa aceasta. A trăit printre noi, plin de har și de adevăr, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Și spunea Evanghelistul Ioan, a venit la ai săi. A venit la ai săi, așa spune, la început a venit la ai săi. Dar vreau să vă spun un alt lucru mai important. Important este că a venit la ai săi. Dar știți ce mai important lucru este? Că El când va veni a doua oară, va veni după ai săi. Slăvit să fie numele Domnului. A venit la ai săi atunci. Ai săi nu l-au primit. Dar vreau să vă spun, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui. Și când va veni a doua oară, va veni după ai săi. Vrei să fii printre aceia, frate și soră? Dumnezeu să te binecuvinteze și să mă binecuvinteze la lucrul acesta. Venise să crească alături de noi, să ne înțeleagă, să fie comune toate experiențele noastre, să ne iubească și să o facă până la capăt, atârnându-se pe cruce, pentru mine și pentru dumneatale, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Dragostea Lui trebuia să ne cucerească pentru cer. Și jertfa Ta să ne asigure intrarea acolo, în cer. Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem, frați și surori, cel mai mare eveniment din istoria omenirii a fost acesta. Deși unul din președinții Statelor Unite, atunci când s-a pus piciorul pe lună, prima dată, s-a sculat în picioare, în fața mulțimii și a spus așa, cel mai mare eveniment al omenirii s-a petrecut astăzi. Și nu după mult timp, după doar câteva zile, s-a ridicat evanghelistul Billy Graham și a spus, nu, cel mai mare eveniment a fost că Hristos Domnul s-a coborât din cer, de la slava Tatălui, și a venit și a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Pentru acest lucru, să fim plini de bucurie, spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni 2, 6-7, El, Iisus Hristos, măcar că avea chiar chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Să nu ne bucurăm noi, frați și surori, de lucrul acesta? De ce cântăm noi noaptea de Crăciun? Folosesc și termenul acesta de Crăciun. De ce cântăm noi? Îi cântăm că ne-a iubit și ne iubește în continuare, slăvit să fie numele Domnului. Să ne bucurăm de lucrul acesta. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, zice că Duhul Domnului, chiar Domnul spunea lucrul acesta când a citit din Scriptură, spune că a venit, versetul 16 din capitolul 4 din Luca, a venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească, i s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris, Duhul Domnului, atenție, este peste mine că m-a uns. Ce el a uns Duhul Domnului? Uitați ce! Să vestesc săracilor Evanghelia, slăvit să fie numele Domnului. Să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Aleluia, glorie Domnului, vecii vecilor. Ești cu inima zdrobită, l-a trimis Domnul pe Hristos, slăvit să fie El în vecii vecilor. Și apoi spune, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederilor, să dau drumul celor apăsați. De aceea a venit Hristos Domnul. Și să nu se bucure omenirea? Doamne, fiți slăvit în vecii vecilor. Cineam undeva că un copil, când a auzit că Hristos Domnul s-a născut într-o pietre, a spus, mi-e așa de milă, i-aș da pătuțul meu și tot ce am eu acolo. Așa gândit, acea fetiță. Cum s-a putut să se nască într-o iezle, când eu am atâta confort? Da, așa găsit cu cale Hristos Domnul
să se coboare până acolo, în modestia aceea. Să pot și eu, și dumneatale, și cel bogat, și cel sărac, să ajung acolo. Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 47, versetul 49, versetul 6. Zice că El zice, adică Dumnezeu, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacob și să aduci înapoi rămășițile lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Acesta a fost scopul Tatălui din cer, să trimită pe Fiul Său, pe Hristos Domnul. Este prea puțin să fii robul meu, ca să ridici doar semințile lui Iacob. Uite, și să aduci înapoi rămășița lui Israel. E prea puțin lucrul acesta, să-i strângi numai pe evrei. Și merge mai departe. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Slăvit să fie numele Domnului. Și ce spune în Isaia 9? Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Era necaz atunci pe pământ și este și acum. Dar a venit unul care poate să mângâie, care poate să ajute necazul. Este Hristos Domnul. Slăvit să fie numele Lui. De ce noi cântăm astăzi? De ce noi îl glorificăm pe El? De ce noi îl slăvim pe El? Și zicem, binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. A venit ca să dezlege lanțul. A venit să vindece și să tămăduiască. Și mă gândesc, frați și surori, am citit într-un pasaj, știți dumneavoastră așa de bine, din Marcu, unde, la un moment dat, Hristos ajunge într-o cetate, în cetatea Gadarenilor. Acolo era un om care spune cuvântul lui Dumnezeu. L-a întâmpinat un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de câte ori fusese legat cu picioare obez, cu cătușe la mâini, dar sese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Acesta era un om. A venit să elibereze, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Și în acele momente, acest om se prezintă în fața Domnului și zice că ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeului Celul Preanalt, te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea, duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care este numele? Uitați ce spune. L-a întrebat Iisus, numele meu este legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl rugau stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Se cuibărise așa de bine acolo în ținutul acela, dragii. Diavolii. Mulți demoni erau acolo în ținutul acela și se cuibărise așa de bine acolo, așa cum au cuiburi adesea, într-o parte și în alta. Și vine Hristos Domnul să elibereze pe acest demonizat. Nu vi se pare curios lucrul acesta? Spune că ruga stăruitor să nu-l trimită din ținutul acela. Și dracii l-au rugat și a zis, trimite-ne în porci aceștia ca să intrăm în ei. Și le ascultă Domnul rugămintea. Mergeți în porci. Dar vreau să ajung la altceva, frate și surori. După ce vulcarii au fugit și au dat de știri în cetate și prin satele vecine, oamenii au ieșit să vadă ce s-au întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avuse legiunea de dragi, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Zicem slăvit să fie numele Domnului. Văd lucrarea minunată a lui Dumnezeu, cum dracii au fugit, cum omul acesta demonizat este eliberat. Ei ce trebuia să zică? Slăvit să fie Domnul. Doamne, rămâi cu noi, rămâi aici, între noi. Dar uitați ce spun. Cei ce văzuseră cele întâmplate, versetul 16 din capitolul 5, le-a povestit și tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Nu știți, mi se pare curios, frate și surori.
un om demonizat care pune în pericol viața altora, care nimeni nu mai putea să treacă pe drumul acela, sau în preajma mormintelor, căci ieșea în fața lor. Văd oamenii minunea aceea și în loc să spună, Doamne, rămâi cu noi, Iisuse, rămâi cu noi, că avem nevoie de Tine, avem nevoie să fim eliberați, pleacă de la noi. Hristos Domnul a venit pentru mine și pentru dumneatale să ne elibereze de lanțurile păcatului și a fără de legii și să ne strămute pe toți în împărăția Fiului dragostei Tale, să ne bucurăm de lucrul acesta și să cântăm în continuare de bucurie, frați și surori, că ni s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Doamne, binecuvintează-ne la lucrul acesta, ca să înțelegem că Ce ai venit să ne iubești, ne-ai iubit până la capăt. Și jertfa Ta ne garantează că vom ajunge cu Tine în împărăția Ta, dacă Te slujim pe Tine. Fie numele Domnului binecuvântat, lăudat și preamărit în vecii vecilor. Chiar dacă am citit un text din Matei, despre magi, n-am vrut să vorbesc despre magi. Am vrut să vorbesc despre Hristos Domnul, care a venit cu un scop, să mântuiască lumea. Și de aceea dăm slavă lui Dumnezeu Tatăl. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, despre magi. Magii au venit, au văzut steaua, am venit din răsărit să ne închinăm Lui. Pentru ce ai venit în seara aceasta aici, în locul acesta? M-am bucurat auzind cântările, auzind copiii aceștia. Este extraordinar de frumos să-L vezi cum realitatea, să vezi cum Hristos Domnul trăiește în fiecare din copiii aceștia. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Rămân aici dorindu-vă tuturora să aveți pace în suflet, să aveți parte de nașterea Domnului, să aveți sărbători binecuvântate împreună cu Domnul. Și să nu uităm că Domnul a venit pentru mine și pentru dumneatale. Și de aceea să fim recunoscători pentru lucrul acesta. Amin.